Бум гасет приятен, един нов Михай Спанов държа ку алт видео дес при сайтул NeoConnect. Май би не спус фостул сайт NeoConnect. Eu am făcut un video despre ei în noiembrie. Deci ei trebuia să se deschidă, să propună monete la procente. Principiul lending ca NeoConnect, dar nu s-au deschis, căci n-au vândut de ajuns monete. Trebuia să vândă în jur de 9 milioane, s-au vândut 2 milioane și ceva și ei au hotărât să facă rebranding. Deci într-un timp, eu credeam când eu știu el a dispărut, pentru că am investit aici în jur de 50 dolari. Deci când intrăm pe site-ul NeoConnect, acum, deci vedem acest fel de informații. NeoConnect se transformă în Discover Coin. Deci, pentru cei care au investit pe acest site, trebuie de făcut, de depus datele despre login-ul, email care era acolo și portofel Ethereum, unde vor fi trimise monetele nouă în cantitate cât erau acolo la NeoConnect, plus 5% pentru 5% bonus pentru pagube în care va sens morale. Deci asta se vede pe pagina lor Facebook, toată informația aceasta. Ei spun că se va deschide site-ul Discover Coin undeva a două săptămâni din februarie. Și ca să primim monetele, acei ce ne-au investit. Deci merge vorba despre un număr de oameni în jur de 5.000. Ce nu se vede aici. Undeva 5.000 de oameni care au investit pe acest site. 5.035 care au participat la ICO. Trebuiește să trimită 3 datelor e-mail-ul cu care au fost înregistrat în NeoConnect username-ul și portofel Ethereum, nu de la burse. Deci trebuie portofel Ethereum, de pildă. Așa ceva. Vă recomand MetaMask să vă faceți unde de pildă spate de primit diferite monete. De pildă acum să vede cam monete de la Bounty Hunter și încă un site unde am 8 monete. Și ADS Cash am mai adăugat că în curând și ei o să trimită pe Ethereum. Deci când se va deschide, deci pe portofelul meu Ethereum va fi și a treilea încă o monetă Discover Coin. Deci ca exemplu. Pentru asta ce facem? Mai jos este o formă care trebuie apăsat Google Doc Form. Deci ea se deschide în așa formă. Unde completăm datele noastre? Cine a participat la ICO? Deci cine doar a strâns monete gratis, cei nu vor primi nimic. Că la dânșa era o condiție în ultima perioadă, că ca să putem ridica acele monete gratis, trebuia să investim ceva acolo. Minim de 50 de dolari, dacă nu greșesc, și eu am investit și aveam în sumă undeva 200 și ceva de monete. Moneta va costa, deci va fi apreciată în jur de $1.20. Deci trebuie să punem aici e-mail-ul, login-ul, care l-am avut în NeoConnect și portofelul nostru. Trebuie să bifăm toate aceste trei. Și de trimis. Când am trimis, apare așa. Nu, ce deja nu mai arată.
Scriu simplu, cu succes ați trimis. Că cea doua oară nu. Să dați să reînnoiască și nu merge. N-are rost să faci mai multe ori ca să nu fie probleme. Eu odată am făcut. Unde scrie despre că un dolar și ceva pe Facebook. Deci, cât a fost valoarea la NeoConnect în runda a 5-a la ICO, $1.20, atâta va valora și Discover Coin. Deci ei se recalifică, o să fie nu lending, dar o să fie pur și simplu altă activitate, la deși legată cu trading, cu pariuri și mai citiți acolo, deci puteți dați la traducere și să vedeți, ca să nu mă întind cu video. Cam atât ce am vrut să spun, nu mai vine.